Mașină de cusut Medion la 270 de lei de la Outlet Germania. Testare modele de cusături. Sunt undeva pe la... Deci, pe la 8 cred că am ajuns. Această rotiță ajută la modelul de cusături. Aici sunt pașii de cusătură. Acesta este pentru dat înapoi și întărit. Bobinatul aței. Îți arată schema pe ea, cum se face ca să se bobineze ața. Are în jur de 32 de cusături, printre care 1 are cusătura pe centru, 2 cusătura pe stânga, 3 cusătura pe dreapta. 4, 5, 6, 7 diferite lățimi de zigzag. 8 și 9, 8 spune că este surfilatul și restul modelelor. Jos sunt modelele care se pot face cu acul dublu. Așa se vede. Și modelul de butonier, care este desenat aici, dar e întuneric și nu se vede. Și aici, uite așa, se fixează aici pasul de cusătură între 0 și 1 pentru butonieră, iar aici este de la modelul 17 la 32, adică de aici se focalizează bine. Am o problemă cu focalizarea telefonului, nu-mi place figura asta, dar... Așa, de la 17 la 32 se pune aici. Această rotiță se pune aici. Pare presetat. Am ajuns pe la 8, pe undeva. 8. 9. Normal, schimbarea de model se face cu acul ridicat. 10. Unsprezece. 12. 11, 14, întoarcem, ne uităm pe urmă pe cărpiță și pe față și pe verso. Așa, unde am ajuns? 15, 16, 16. Și acum trebuie să mergem la 17. Să vedem. 4. Așa, dăm pe 17 și să ajungem la 16. Ho, 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 ho. Nu văd 17 aici. Pe... Ai, înapoi. Da, 17. Hai să vedem ce poate să facă mașinuța asta. Astea sunt 3 cusături identice, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Așa, trecem de el. Ce mi-a făcut mie aici? Niște modele. Niște modele mititele. Atât. Să vedem dacă reușesc să fac ceva. Butoniera se pune așa. După aia, ne ducem înapoi cu rotița asta care se învârte în toate direcțiile. Nu am ridicat acum, dar l-am ridicat.
Bate pe loc. Cum este? A, 1, 2, 3.